Cum vedeți rezultatele la titularizare? Avem aici profesori care au luat și note de 5, note de 6 și acei profesori sau poate alți profesori doresc ca elevul să fie de 10. Există, totuși nu putem, trebuie să fie o comparație cumva, adică ne dorim de la elev foarte mult, dar noi ca profesori dăm examen și luăm o notă de 5, de 6, totuși este o problemă aici. Datoria noastră este să-i pregătim pe elevi ca beneficiari primari ai educației. Dar de ce există când discutăm asemenea de... note? Vorbim de cadre didactice, adică eu cred că n-ar trebui să existe... Nu sunt toți cadre didactice. Vor să unii, fie. Da, unii da, e unii, posibil să fie exact. Deja cadre didactice și să dea da. Titularizarea. Că și aici e o întreagă discuție. Alții care bat la care ușă și ne fie. Bucurăm că sunt tot mai mulți care bat la ușă sau mi-aș dori să bată din ce în ce mai mulți la ușă. Procentul de promovabilitate este unul totuși destul de mare și a crescut în urma contestațiilor, a ajuns undeva la, am transmis astăzi, la 82,70% față de 78%. S-au terminat contestațiile la sfârșitul lunii, nu? Da, 30. Față de 78,61% ne-am dus la 82,70%. E o creștere însemnată. Suntem la o diferență de mai bine de 4% de promovabilitate. Ne dorim de asemenea, instituțional vorbind, să avem cât mai multe cadre didactice calificate și care să fi trecut prin acest filtru al titularizării și să vină în sistemul de învățământ preuniversitar Constanțean. Din punct de vedere al salarizării s-au făcut niște eforturi și... Și se simte dorința... Și se simte da? Această dorință. Cred că va fi manifestată din ce în ce mai puternic în anii următori și dacă vă aduceți aminte, cam același lucru s-a întâmplat și în sistemul medical când au crescut salariile acolo. S-a văzut, dar abia da. După vreo 2-3 ani, cu siguranță se va întâmpla și aici la fel, devine frecventabil învățământul preuniversitar dorit de către tot mai multe persoane care au terminat studii universitare și nu numai, că discutăm aici și de cei care termină un liceu pedagogic. Ne dorim să avem, cum spuneam, cât mai multe cadre didactice care să fi trecut prin titularizare să vină în fața elevilor. Vom rămâne, știu foarte bine, și cu situații în care nu avem suficiente cadre didactice care să fie calificate și vom chema în fața elevilor că din păcate sau din fericire... Și unde sunt cele mai întâlnite de ani de zile situații? E o problemă legată de ocuparea catedrelor cu personal calificat pe fizică, pe chimie, începe ușor-ușor și matematica să fie o problemă. Nu mai vin absolvenți, dar poate va fi un reviriment având în vedere că salariile s-au îmbunătățit, așa cum spuneam mai devreme. Ne dorim să avem cât mai mulți calificați. Era o dezbatere publică legată și de dacă să mai dăm titularizare și mă dacă rog, a fost cumva ce... trimis un memoriu la Ministerul Educației în acest sens la și fel... nu vor să mai dea examenul în dacă fiecare an aminte... dacă au luat peste 7, ceva de genul. Dacă vă aduceți aminte, aceeași discuția a fost și legată de bacalaureat. Că de ce mai dăm bacalaureat? Da, mă rog, titularizarea e o diferență și sunt mai multe asemănări. Da. Titularizarea este un concurs. Nu te obligă nimeni să vii la acest concurs. Că era o discuție, domnule, noi ieșim la concurs, dar nu sunt posturi suficiente. Păi înseamnă că deja sunt niște oameni titulari pe posturile respective, care au și experiență în spate. Evident, e ca și cum ne-am pune problema de ce nu sunt suficiente locuri de angajare la primărie. Pentru că nu sunt. Pentru că nu mai sunt. Da, pentru că s-au ocupat, era o discuție că în anumite județe sunt foarte puține locuri. Asta înseamnă că deja sunt cadre didactice calificate și piața muncii în sistemul de învățământ preuniversitar din acele județe este ocupată. Avem oameni deja care sunt calificați, care au trecut prin niște filtre și sunt la catedră și e bine. Și e bine. Și era un exemplu, Iașiul, care întotdeauna stă în ierarhii foarte bine. Iașiul este dat exemplu în permanență, în orice păi domeniu. Și la noi. Noi ne uităm așa, cu, ne-am dorit să avem rezultatele lor. Ne-am dorit. Da? Asta e o muncă de, mă rog, pe care trebuie să depunem un efort de echipă, un efort conjugat, un efort da. Care necesită mai mult timp. Ne bucurăm că am urcat ierarhic, dar mai avem de muncă până să ajungem în primele 10 poziții. Îmi doresc acest lucru. Da, e important să ne dorim toți. La fel, bacalaureatul nu este un examen pe care ești obligat să-l dai.
Nu există această obligație. Poți să intri în câmpul muncii și fără bacalaureat. Și nu înțeleg de ce ar fi un impediment, de ce să-l eliminăm. Pentru că sunt foarte multe facultăți care țin cont de media de la bacalaureat pe admitere. Da. Evident că acolo, chiar dacă de obicei un elev de clasa 12 aș pune problema, doamne, trebuie să iau bacul, și pe urmă ce mă interesează pe mine e de fapt facultatea. Păi da, dar facultatea de multe ori are și această condiție de medie de bacalaureat. Așadar, trebuie să ne pregătim mult mai serios. Și avem situații de unități de învățământ care știți că n-au dat simulările județene. Noi am pus la dispoziție un instrument de evaluare. Și care sunt foarte benefice pentru elevi, aceste simulări. Ne bucurăm că aveți sunteți de acord cu noi. Ne-am dorit să fie toată lumea de acord cu noi și să înțelegem că nu este așa o găselniță sau, eu știu, nu avem noi ce face pe la inspectorat, ci vrem să le oferim tuturor elevilor noștri șanse crescute, pe de o parte pentru bacalaureat, pentru admiterea la facultăți și acelea nu țin neapărat de județul Constanța și intră în competiție cu toată țara, pe de altă parte pentru o poziționare cât mai bună în ierarhia județeană, astfel încât să accesezi către o unitate de învățământ pe care ți-o dorești în clasa nouă. E un efort pe care trebuie să-l facem și îl facem pentru elevi. Și e o falsă temă aceea, cum că bulversăm orarul, bulversăm activitatea la clasă. E o falsă problemă. Pentru că sunt niște ore pe care le avem la dispoziția cadrului didactic și dacă le gestionăm corect și de 2 ani de zile cel puțin ne așteptăm la această situație în care să avem 3 simulări județene și ne pregătim elevii pentru aceste simulări județene pentru a putea să avem ce? O imagine adecvată, coerentă, cu privire la parcursul lui de pregătire pentru ce înseamnă examen național. Dacă nu facem acest lucru, cum, Doamne iartă-mă, putem să aflăm altfel unde se situează elevul pe interval diferit de timp? Dar elevii cum văd aceste simulări? Adică unii dintre ei spun că nu se notează, nu are importanță, păi se notează, nu se trece în catalog. Totuși, toți în serios aceste simulări. Păi, iarăși, aici e o altă discuție. Dacă tu la trei simulări județene... Profesor, avem probleme și... Păi, da, zic, nu, dar nu dau vina. Principal. Nu dau vina. Eu doar expun cum trebuie să le vedem. Cum trebuie să vadă aceste simulări județene. Și mai spun și altfel. Dacă un elev are pe cele trei simulări județene plus simularea națională medii mici, medii care... clar nu-i dau posibilitatea să acceadă către liceul pe care l-a visat el când era în clasa 7, clar că trebuie să se orienteze și clar că trebuie să aibă o discuție și cu consilierul școlar din unitatea de învățământ și cu dirigintele și cu părintele și să se poziționeze. Dar, din păcate, de multe ori am auzit, tot așa au venit părinți la mine și au spus, păi, ne-a spus dirigintele că lasă și dacă ai luat sub 4, ai șanse să intri la un liceu. Nu știu dacă... chiar așa, ne îmbătăm cu apă rece. Asta e, aici e problema de consiliere de care făceam vorbire mai devreme. Trebuie să intrăm într-un parteneriat și cu elevul, dar mai ales și cu părintele. Pentru că dacă noi nu reușim să gestionăm la nivelul comunicării eficiente în unitatea de învățământ, sau măcar să stăm noi liniștiți să spunem, domnule, eu i-am spus tot ce aveam de spus, eu am încercat, din toate punctele de vedere, să îi explic care sunt variantele de traseu educațional. Decizia, evident că îi aparține, că atunci când se așează în fața foii și își punctează opțiunile, e decizia părintelui respectiv a elevului, dar eu stau liniștit că, din punctul meu de vedere, s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple. E, aici, dacă stăm liniștiți și ajungem la această concluzie, noi... înseamnă că lucrurile sunt bune. Înseamnă că lucrurile s-au întâmplat așa cum trebuia să se întâmple. Așa să fie. Cunoaștem situații din județ unde încă școlile au toaleta în curte. Aveți o situație a școlilor din județ care se confruntă cu această problemă? În scurt timp trecem acum de luna septembrie și... A fost o discuție acum ieri, dacă nu mă înșel, într-un colegiu prefectural. Și de fiecare dată apare discuția aceasta cu toaletele în curte. Da. Eu zic că se pune fals sau greșit problema. De ce? Cred că ne raportăm la acele toalete care nu sunt dotate cu răspunzători, toaletele uscate, cele care nu sunt racordate la canalizare, cele care nu sunt racordate la apă curentă. De ce? Pentru că o toaletă în curte e posibil să fie
una la standarde adecvate. Și mai mult decât atât, e posibil clădirea respectivă, clădirea unității de învățământ, da, să nu permită modificări care să aducă acele grupuri sanitare în interior. Și atunci, poate acolo trebuie găsite soluții, altele alternative. Este în curte, dar până acolo am făcut, eu știu, o construcție care să-i dea posibilitatea să... Nu știu, aici sunt detalii tehnice. Cert este că de fiecare dată suntem întrebați noi, nu avem nicio problemă să răspundem la nivelul inspectoratului, dar noi coordonăm metodologic unitățile de învățământ. Tot ce înseamnă patrimoniu, tot ce înseamnă clădiri, ține de patrimoniu UAT-ului, intră în patrimoniu Consiliul Local. Nu este la noi, oricât am vrea noi să influențăm acolo și influențăm. De ce? Pentru că de fiecare dată ne implicăm, sunt fonduri, au fost foarte multe fonduri și au fost accesate. Nu mai avem la nivelul județului Constanța, vom vedea ce se întâmplă când vom face o solicitare în acest sens. Dar la acest moment știu că nu mai avem toalete uscate. Restul, modificarea unei clădiri care este veche, astfel încât să aduci grupurile sanitare, eu știu, în interior sau să creezi un acces facil către acestea, ține de investițiile pe care le face fiecare UAT. Oricât am vrea noi să fie altfel... Da, nu ține de... Da, noi putem să le identificăm sau putem să sprijinim, și asta am făcut de-a lungul timpului, putem să sprijinim administrațiile locale să identifice surse de finanțare, să găsească o consiliere în acest sens și vom face acest lucru fără discuție în continuare. Vreau să mai dezbatem un subiect destul de sensibil în contextul scandalului cu profesorul de la SNSPA. Nu voi emite puncte de vedere pentru nu că... vă cer punct de vedere aici vis-a-vis de domnul profesor Alfred, dar vreau să vă întreb, profesorii sunt testați psihologic în fiecare an? Bineînțeles, bineînțeles. Deci există și sunt... Da, fără discuție. Da? Sunt oameni specializați care testează... Se angajează în acest sens firme specializate, se externalizează acest serviciu și se face la începutul anului școlar. Ce au fost cazuri în care un profesor nu a trecut acest test psihologic? De obicei sunt rezultate... Ne confruntăm cu probleme de genul acesta? Cel puțin în ultimii ani sunt rezultate care sunt confidențiale și care se raportează la comunicarea dintre directorul unității de învățământ, care este reprezentantul angajatorului, și angajatul respectiv. Dar știu că au fost... Asta se întâmplă pe regulile GDPR, cel puțin în ultimul timp, și nu ni se aduc la cunoștință, pentru că, mă repet, este o gestionare internă. Și e firesc să fie așa, pentru că respectivul cadru didactic nu este angajatul inspectoratului, este angajatul unității de învățământ. Da. Pe de o parte. Pe de altă parte, știu că au fost situații de acest fel, dar există și posibilitatea să mergi, să faci o contraexpertiză, și asta de obicei se face tot în zona privată, și atunci se intră într-o altă discuție. Adică, din ce am văzut de-a lungul timpului ca practică, în orice astfel de conflict de muncă, de obicei angajatul are mai multă, eu știu, credibilitate. Da, indiferent de domeniul de activitate. Da. Nu știu, nu pot să o comentez, dar eu spun ce am observat de-a lungul timpului. Vă mulțumesc mult pentru prezența noastră în studio. Eu vă mulțumesc. La revedere. O zi bună.